Nicolae Bajurea este astăzi alături de noi. Salut și bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Eu am o mare admirație pentru oamenii care reușesc să combine pasiunile doi în unu. Vreau să știu, părinții tăi, neamurile tale, pentru că te tragi dintr-o dinastie de dansatori, oamenilor care tot timpul au dansat, ce au zis de fapt că tu vrei să fii medic? De fapt, au acceptat că eu să fiu medic, fiindcă a fost alegerea mea, dar dinastia de dansatori la rude este tot de domeniul hobby-ului. Mm-hmm. Deci, tot părinții, multe surori ale maică-mea, deci toți dansează, dar este hobby. Deci nu face nimeni dans profesionist. Profesionist. Ok, bine, pot să-mi aduc aminte. Acum este verișorii mei care, până la urmă, au făcut din asta o profesie. Și fetița, la fel. Merge la dansuri. Fetița merge la dansuri, dar nu știu, vom vedea dacă va fi profesionist, deci în ceea ce ține de dans, sau va rămâne tot la nivel de hobby. E, până la urmă, totul și dansul este legat, e vorba de sănătatea membrelor și jobul pe care l-a ales la fel. De ce anume acest domeniu în medicină te-a pasionat? Pentru că știu că mulți tineri învață medicina și abia spre final își dau seama. Uite, spre traumatologie sau ginecologie, oftalmologie vreau să merg. Ce te motiva pe tine asta, alegerea? Bine, alegerea a fost, în primul rând, fiindcă doream în domeniu chirurgical. Dar vreau să spun că pentru mine descoperirea specialității a fost pe parcurs. Ți-a rupt ceva? Nu, din contra. Tu descoperi farmecele profesiei în momentul în care începi să o practici. Și când suntem în facultate, da, putem să visăm că o să fiu chirurg de specialitate cutare sau, da, dar nu poți să-ți dai seama specificul, nu poți să-ți dai seama care este bucătăria în interior. Și cel puțin în cazul meu, inițial așa, că era sceptic, dar am descoperit farmicul anume în timpul, deci de fiecare zi sau de fiecare zi de practică, tot mai tare și mai tare îmi dau seama că, uite, într-adevăr, totuși asta este ceea ce trebuia să fac și nici de cum altă... Îți place să pui oasele la loc? Sigur, îmi place domeniul construcției, deci să refaci puzzle-uri. E o maestrie. Ce îți place cel mai mult? Spui în ghips sau să scoți din ghips? Mai mult îmi place să fiu mai radical, să intervin chirurgical, să operez, tai la stânga, la dreapta, așa, în sus, în jos. Bine, după indicații, dar ortopedia sau traumatologia contemporană se axează mai mult pe tratamentul chirurgical, deoarece oferă avantaje, planul de recuperare mult mai rapid, da? Și imobilizările gipsate, deci sigur că nu și-au pierdut rostul lor. Dar, deci, axarea modernă, ortopedie modernă, traumatologie modernă, este mai mult pe intervenții chirurgicale, bine, cu o invazie mai mică, cu o traumatizare mai mică, dar care oferă o recuperare mult mai rapidă. Ai reușit să ajuți pe cineva din prietenii tăi, familia ta, rudele tale, au ajuns pe masa ta de lucru, iată, oameni la care tu ții tare mult. Și cum te-ai simțit în acel moment? Pentru că știu că mulți nu rezistă pragul ăsta emoțional. Sigur că, bine, când e vorba de rude, persoane care sunt apropiate, tot timpul, cel puțin eu personal, încerc să apelez la colegi. Medici. La colegi. Deci, cunoscând colegii, știu că, bă, uite, haide, deci eu fac abstracții de mine, fac treaba așa cum trebuie. Deși, bine, am avut curajul să intervin chirurgical și la persoane mai apropiate. Da, mi-a reușit. Deci, parcă a reușit tot. Inima a stat cu minte, te-a da, ascultat, da, mâinile da, nu au tremurat. Îți amintești prima ta intervenție? Nu pot să spun că mi-amintesc prima intervenție. În cadrul stagiului, în cadrul rezidențiatului, încep de la ceva minor și treptat progresez în ceea ce ține de complexitatea intervenției. Sigur că așa, mi-amintesc
prima dată când am luat portacul în mână și eu față în față cu pacientul și medicul care mă cura sau spune, la revedere, pa, eu aici și cum mă descurc-te. E jobul tău, apucă-te. Care a fost cea mai complicată intervenție la care ai asistat sau pe care ai efectuat-o? Nu pot să zici. Sunt intervenții care la prima vedere te duci și spui că 5 minute eu o să ies ceva simplu și la un moment dat îți dai seama că ceva nu merge așa cum te-ai gândit și durează mai mult și altă dată parcă este o intervenție tehnic complicată, dar totul merge atât de bine că ai ieșit din intervenție și nici n-ai observat cum a trecut timpul și ai mai repede decât ți-ai planificat. Deci în chirurgie, în general, nu pot spui că este intervenție ușoară sau intervenție... Toate poate să apară ceva care nu ai planificat, să apară un moment care, uite, nu știi ce să faci și trebuie să începi să pui în acțiune planul B, planul C, așa mai departe. Când ieși din sala de operație, dansez? De bucurie! Când ies din sala de operație... Pot să merg, sunt situații când mă duc la antrenament, fiindcă în parcursul săptămânii de că continuu să dansez, da, și câteodată, repede trebuie să termin operația, că trebuie să nu reușesc, să reușesc la antrenament. Și atunci dansez. Chiar dansez pe coridoare. Când ultima dată ai dansat? Când ultima dată am dansat? Nu, zilele astea n-am dansat. N-ai dansat? Nu. Hai să repetăm. Pentru că am zis, cum să vină la noi un dansator... amator, dar aproape spre profesionist, nu? La cât timp practici tu dansul? De câți ani tu dansezi așa? Te dansez din facultate, anul 2, deci 96. 20 plus ani! Da. Noi suntem acum la nuntă, trebuie să aducem colace. Cânt hostropățul. Ce trebuie să dansăm? Amuș cântă. Păi hostropăț dansăm. Păi da, dar care sunt ritmurile de hostropăț? Ritmurile de costropăță? Adică, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Asta stai cu alt picior. Hai, să înceapă muzica, dăm colacii! Mulțumim medicilor care ne salvează viața. La revedere!